Zeci de șantiere au fost închise, altele încă sunt în lucru în Balș, ceea ce înseamnă că orașul este într-o continuă dezvoltare. Se lucrează în pași alerți pe mai multe străzi, în special pentru introducerea utilităților. În acest moment se lucrează la reabilitarea rețelei de apă și la extinderea canalizării și rețelei de gaze naturale. Lucrăm la reabilitarea rețelei de alimentare cu apă pe cartiere. Cartierul Centru, cartier Turnul și cartier Monument. Lucrăm la extinderea canalizării în Vârtina, pe strada Crizantemelor și pe Tudor Vladimirescu. Ea a fost finalizată. Stațiile de pompare vor fi montate în primăvară, astfel încât oamenii de acolo să poată să-și facă racordurile în primăvara anului viitor. Lucrăm la extinderea rețelei de canalizare în Orașul Vechi, cu Zavodă, Popa Șapcă, Ciocârlii, Viilor, Cometa. Lucrăm la extinderea rețelei de canalizare în cartierele Corbeni și Română. Mai avem extinderea rețelei de gaze, așa cum am spus, pe Nicolae Titulescu și pe Petre Pandrea. Totodată, după finalizarea unor lucrări, a fost refăcută și infrastructura rutieră. Dacă pe strada Petre Pandrea s-au finalizat intervențiile, urmează să fie demarate și alte asfaltări. Acestea se vor face în funcție de evoluția șantierelor de la utilitățile de bază. Lucrăm la modernizarea străzii Frații Buzești și vom face și 1 decembrie, mă refer la trotoare, borduri, pavele, spații verzi, anul viitor, după ce vor fi făcute racordurile la canalizare. Știu că erau mai multe persoane care întrebau pe Facebook când se va face strada 1 decembrie, vor fi reabilitate aceste trotuare doar după ce se vor face racordurile la canalizare. Pentru că logica mea și a unui om normal și a unui primar normal este că faci prima dată infrastructura de bază, după care faci infrastructura supraterană, pentru că altfel îți bagi joc de banii oamenilor. Acestea nu sunt singurele investiții ce se fac în oraș. Se lucrează la parcul Balta Gării și cel de la primărie, dar și la esplanada Casei Tineretului. În paralel, se fac lucrări la un centru multifuncțional ce va cuprinde și un cinematograf. Se lucrează și la bazinul de not, o investiție a CNI, dar și la un bloc de locuințe sociale. Anul viitor se vor demara noi proiecte.